Așadar, avem adineauri, dar și adineauri, ambele forme se acceptă. Iată, poate o să vă mirați uh, de formele cuvântului aoleu, că avem și aoleu și auleu, toate sunt corecte. Da? Chiar dacă, sigur, par unele populare, auleu, de exemplu, dar, deocamdată, norma acceptă și forma aceasta auleu, și în scriere și în pronunțare. Belarus, dar și Bielorus, Bogda Proste, dar și Boda Proste, ambele sunt corecte și în rostire și în uh, scriere, corigent, dar și corigent, desigur, corigență și corigență, da? din contra, dar și din contră. Deci, dacă auzim pe cineva spunând din contra, nu trebuie să corectăm acea persoană pentru că ea nu greșește. Din contră, de asemenea, este o formă corectă, o formă acceptată. Diseară, dar și de seară, vedeți, da? Incorporabil, dar și incorporabil, lăcaș, dar și locaș, ambele se acceptă, și lăcaș și locaș, mănăstire, dar și mănăstire, deci și cu A și cu î, a pricopsi sau a se pricopsi, dar și a se procopsi, deci și pricopsi și procopsi, strasuri, dar și strasuri, topogan, dar și tobogan și încă uh, un cuvânt, un verb de această dată, a zbârli, e corect, dar și a zburli, da? Ambele sunt uh, corecte.